Am avut la un moment dat un exercițiu, ne punea să venim și să spunem pentru ce, de ce suntem noi aici, de ce am ajuns la actorie, de care e calitatea noastră cea mai mare. Și eu m-am dezbrăcat în fața tuturor. Lumea nu știu cât de bine a interpretat chestia asta, crezând că e mai mult un teribilism, dar ce am spus la final și ce voiam să subliniez e că sunt sincer cu totul, mai ales că eram puternic influențat de un spectacol care se numea Minciuna și la finalul spectacolului a venit regizorul și a venit gol în fața noastră și a zis un actor nu poate să mintă dacă este gol. Sunt Cezar Grumezescu și îmi place să ascult. Apucându-mă de teatru, teatru a devenit un fel de mod de viață, ca să zic așa. Tot ce lucrez în teatru, de fapt, explorez extraordinar de mult viața ta. Mă întristează să văd că oamenii se, nu știu, se forjează așa, se folosesc până la ultimele puteri, că atunci când ajung să aibă timp liber, prea extenuați ca să se bucure de el. Cred că timpul liber e o necesitate. Mie îmi place foarte mult muzica electronică și îmi place foarte mult nou val de DJ români care au acest stil de muzică, deep house, minimalul românesc. Ca să asculți o muzică bună într-un club, nu genul ăsta de muzică, nu te duci la 10 noaptea sau la 11 noaptea sau la 12 noaptea sau la 1 noaptea, te duci a doua zi dimineață. Așa că în momentul în care am o zi liberă și eventual o zi în care aș putea să dau de unul dintre acești DJ, uit de mine acolo. Te bag așa într-un fel de trans, e repetitiv, involuntar intri într-un soi de ritm și corpul tău intră tot așa într-o stare de relaxare, de fapt, în care nu trebuie să te concentrezi la nimic, trebuie doar să asculți. Barac este unul dintre veteranii minimalului românesc. E unul dintre DJ-ii din top 100 al lumii. Pentru mine DJ-ii ăștia sunt ca niște dirijori. Așa cum un dirijor în muzica simfonică știe toate sunetele și știe când să intre trompeta, când să intre aia, când să intre aia, când să intre. Așa este și un DJ, știe toate sunetele, mai ales cei care își produc muzică, cum ar fi cazul lui Barac. El știe toate sunetele și el știe cum să le aducă împreună. Chiar dacă e un gen la care majoritatea spune bun când începe melodia, mi se pare că e un gen de muzică care are nevoie de răbdare. Trebuie să ciulești foarte bine urechile, pentru că în sunetele alea repetitive apar la un moment dat niște sunete care apasă toate butoanele din tine. Cred că fiecare în parte trebuie neapărat să-și găsească, nu știu, cutiuța sau camera lui în care poate să pună stop un pic.